Și acum e ultimul album, cel mai recent, până acum, practic, da, Compact. Da. Sper să reușiți anul ăsta, Doamne, să scoați un album nou. Ăștia 2 ani de pandemie ne-au dereglat complet, să știi. Fuh! Ultimul album, apropo de 2 ani de pandemie, să rămână atâția, 2002, da. Compact, e pe Discogs, e 5. Compact. Da. E ultimul album. Și sunt melodii. Aici au fost niște idei de ale mele. 5, dacă întorci înăui Ciuci, știi? 5 Ciuci, știi? Dacă îl scrii 5, dacă îl întorci Ciuci, știi? Și am legat-o că era și epoca asta tehnologizată. .com deja te trimite la un site, te trimite la un mail sau la ceva. Și atunci, Compact, 5.com, pact, știi? De pe acest album, din nou, aveți fiecare album cât un hit. Aveți aici Stai cu mine, îmi place foarte mult melodia asta. Stai cu mine mi-a plăcut și spun și de unde mi-a venit așa inspirația. Am ascultat odată Kingdom of Desire al lui Toto. Știi albumul? Toto, da, da. Acolo sunt piese care te trimit așa și mi-a plăcut foarte mult tapping-ul ăla, delay-ul ăla făcut. Vorbim tehnic acum, știi? Când dai o notă, face ting, 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 ping-pong delay. Și atunci, tacă, poate să fie și YouTube, că și la Edge de la YouTube lucrează cu delay-uri, dar mie îmi place, nu-mi place numai chitara de rock uscată, fără nimic. Mie îmi place să folosesc efecte multe. Foarte mult îmi place chiar. Și Luca Tări este un tip care te umple de efect, știi? Iar noi fiind 4 doar pe scenă, din care toba, numai tobă poate să sune, am zis că să ajutăm și noi să fie tot în regulă. Okay. Ați refăcut, asta vreau să spun, că și pe 100% Compact, și pe Compact pe care te-am ales, sunt și melodii de pe primele albume refăcute cumva, reorchestrate. Din singur motiv, că toate celelalte au fost pe vinil. Epoca vinilului a început să treacă, n-a avut șansa, multe n-au avut șansa să apară pe CD, înțelegi? Și atunci am zis, hai să dăm la fiecare din alea vechi, să dăm o șansă pentru PSD, să le ducem mai departe. De-aia, dacă observi, pe fiecare album de ăsta am pus câte o piesă veche, refăcută. Da, aici este Crare peste timp, O noapte și o zi, Cântec pentru prieteni. Dar mai este o baladă, Când mă gândesc la tine, pe care o cântați și încă un hit de pe albumul ăsta. Da, cred că asta era o piesă nouă, nu era... făcută de nouă, altă da, parte. E o piesă nouă din albumul ăsta. Da. Și acum, din punctul tău de vedere, crezi că lumea se ferește de topuri, marea majoritate. Eu fac un top în ordinea emoțiilor sau în ordinea nostalgiei, adică cum îmi place. Okay. Da. Pentru tine, Paul, asta e foarte important, să-ți autoevaluezi munca, cum ar veni. Care e albumul cel mai de suflet? Care ai spune tu, uite, dacă vrei să asculți Compact, unii puși de 14 ani acum, sau 10 ani, sau 5, care album i-ai dat? Uite, asta e Compact. Din toate astea. E foarte greu. Când ai 3 copii, iubești pe toți. La fel. Știu, există preferințe. Cred că Cântec pentru prieteni. Dacă îi să reduc la, știi cum zic, să reduc totul la un nume, Asta e Cântec pentru prieteni, da. Albumul cel nou va apărea anul ăsta? Mi-e greu să spun asta, nu mai fac promisiuni de genul ăsta, că nu le poți respecta din 1000 de motive. Dar noi deja cântăm albumul nou, aproape jumătate. Zâmbetul din ochii tăi, Am curaj, Doarea în laibii de tare, La mulți ani, iubirea mea, sunt piese care deja le cântăm în concert. Celelalte încă nu le cântăm pentru că vrem să fie surpriză pentru toată lumea, să existe și o surpriză, știi, pe un album nou. Și vor fi și melodii puțin mai heavy în genul Exact, sigur că da, sigur că da. Neapărat. Observa că pe fiecare album avem ceva care nu-i din zona romantică, melodioasă, nu știu ce, știi? Profetul, care e complet altceva, Regele Elelor, Călători spre infinit, sunt așa, parcă sunt separate de alea. Da, sunt în zona heavy metal, da. Ok, mulțumesc mult, Paul, pentru că ai acceptat invitația și am povestit. A fost o bucurie foarte, foarte adevărată și reală, să știi. Chiar m-am bucurat să stau de vorbă cu tine, pentru că te-am urmărit, am văzut ce ai făcut. Super fain. Intrați și căutați, înainte de asta, intrați, căutați Compact, Paul Ciuci Compact și pe Facebook, aveți și pe Compact oficial, pe YouTube am văzut. Avem oficial, avem și site, avem pagina oficială, pagina mea personală, fiecare din trupă avem pagina personală. Intrați și vedeți acolo pe YouTube, canalul de YouTube, abonați-vă, intrați pe Facebook și pe Instagram. Și cea mai importantă, aveți și tricou acum. Am văzut că aveți un tricou Compact. Da, avem un manager care se ocupă de noi, se numește Dumitru Șohan, care el a venit cu ideea, noi n-am avut merchandise. Culmea că n-am avut tricouri la vânzare pentru că n-am fost preocupați de gândul ăsta. Dar un om din afară, cum este Mitică, vede lucrurile în ansamblu. Zice, bă, avem nevoie să acoperim și partea asta. Și atunci asta am făcut. Mulțumesc tare mult, Alex. Mulțumesc și eu, Paul. Tuturor sănătate. Este cel mai important lucru. Să ne vedem sănătoși. Salut! Salut.